numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și dragi ascultători ai postului Radio Creștinia, în seara aceasta continui studiul Părintelui Stelian Tofana, încercând să îl suplinesc, să-i suplinesc prezența. Dânsul a trebuit să fie prezent în altă parte, să slujească în altă parte. De aceea voi continua astăzi ultimul nostru studiu, care ne-a apropiat de textul din capitolul 15 al Cărții Faptelor Apostolilor. Astăzi vom face o mică recapitulare a ceea ce am făcut data trecută, de fapt concluziile Sinodului Apostolic, după care vom intra în ultima parte a capitolului 15, apropiindu-ne de o problemă foarte importantă, și anume o neînțelegere între Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Barnaba. Vrem să vedem cum au soluționat acea problemă, acea neînțelegere, care au fost soluțiile atunci, care sunt soluțiile pentru problemele de astăzi, în lumina acestui adevăr, librii pe care Sfântul Evanghelist Luca îl prezintă, măcar să vedem cum lucrează Dumnezeu atunci când inima noastră este deschisă față de Duhului Dumnezeu, față de Harul Duhului Sfânt care lucrează printre noi, astfel încât să devenim misionari ai Bisericii. Vom vedea că Sfântul Apostol Pavel își propune o călătorie pastorală, o călătorie prin care să zidească duhovnicește biserica, dar în final Duhului Dumnezeu are o altă agendă, are o altă perspectivă asupra a ceea ce urmează să se întâmple. Și vom vedea cum de la o călătorie pastorală ajungem la o călătorie misională, fără ca Sfântul Apostol Pavel să-și fi propus dinainte acest lucru. Vom vedea intervenția directă a Duhului lui Dumnezeu în parcursul acestei călătorii. Și ne vom apropia de tărâmul european cu misiunea Sfântului Apostol Pavel, trecând dintr-o înspre Macedonia, și aș vrea să terminăm în această notă a cererii unui european. O cerere care rămâne validă și astăzi. Ea este rezumată în cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca în felul următor. Ajută-ne! Are nevoie Europa și astăzi de ajutor din partea Bisericii? Vom vedea în ce constă acest ajutor, vom vedea care este planul lui Dumnezeu, vom vedea modul în care Dumnezeu intervine în deciziile pe care le iau cei credincioși din Biserică. Este un text aparte, este un text foarte frumos. Haideți împreună să parcurgem acest text. Pentru început, cei care sunteți prezenți, să ne aducem aminte de această hartă care prezintă prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel împreună cu Barnaba. Călătorile misionare încep întotdeauna în Antiohia, în Antiohia Siriei. Din Antiohia am văzut că călătoria misională s-a orientat spre Seleucia și au venit înspre Cipru. Și aici avem două doctrini foarte importante, la Salamina și la Patmos. După care, Sfântul Apostol Pavel împreună cu Barnaba vine în zona Turciei de astăzi, în Atalia, ajunge la Pergamon, urcă spre Antiohia de Siriei, ajunge la Iconul, la Listra și la Terra. Iar drumul pe care îl parcurge înapoi se va sfârși din nou în Antiohia, în localitatea de unde a început această călătorie misională. Și am văzut că de la Antiohia ei merg spre Ierusalim, coboară, dacă ne uităm pe această dată, de la Antiohia Siriei spre zona Ierusalimului, unde are primul sinod apostolic. Acum, concluziile
acest sinod apostolic, au fost grefate pe câteva idei importante pentru noi. În primul rând, este o dovadă a istoricității cărții Faptelor Apostolilor. Avem o istorie care este preluată, să spunem așa, de Sfântul Evanghelist Luca și subordonată teologiei acestei cărți. Dar în momentul în care el identifică evenimentele din istorie, evenimentele bisericii, noi, ca biserică, avem puncte de reper foarte importante. De aceea, hotărârile acestui prim sinod al bisericii, sinodul de la Ierusalim, sunt foarte importante în economia lui Dumnezeu pentru biserică. Una dintre primele decizii sau elementul, aspectul important al acestui sinod a fost înțelegerea raportării dintre cuvântul pe care biserica l-a primit din partea Mântuitorului Hristos în raport cu legea, legea cu legământul din tâi, cu legământul poporului lui Israel. A fost o dispută. Dacă semnul legământului era valid și pentru creștinii care urmau să intre în acest al doilea legământ încheiat de Dumnezeu cu biserica sa, vorbind de primul și al doilea legământ, primul legământ fiind încheiat prin Mose, iar legământul despre care noi vorbim, că fiind încheiat cu biserica, este prin Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă era obligatoriu ca legea veche să fie ținută și de creștin sau nu, a fost elementul de discuție. Ce se întâmplase? Ce se întâmplase, de fapt? Mulți dintre cei convertiți nu erau puteri, erau deja pe câmp. Și pentru ca atunci când ei să vină în biserică, să aibă, să crească în acea relație cu Dumnezeu, în acea relație cu Hristos, prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, întrebarea era dacă ei aveau sau nu nevoie de acel semn al legământului din Vechiul Testament. De ce? Pentru că semnul acela al legământului, semnul vizibil că era în acel legământ, era de fapt o garanție că ai binecuvântarea lui Dumnezeu peste viață. Ne aducem aminte de personajul cheie al Vechiului Testament, data trecută l-am amintit pe Moise. Chiar dacă el a fost chemat în lucrarea de Dumnezeu și a fost trimis înspre Egipt, ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, ca să scoată poporul lui Dumnezeu din Egipt, pe drumul Îngerului Dumnezeu vine și se luptă cu el, era aproape să-l omoare din pricina faptului că el nu știase poporul împrejur, nu l-a lăsese în legământ. Deci Dumnezeu nu a lăsat acest semn al legământului ca fiind opțional, cine dorește și cine nu dorește. Era obligatoriu. De aceea vă dați seama că 2000 de ani de istorie, începând de la Avram până la Mântuitorul Hristos, în care acest semn al legământului era punctul esențial al începutului relației cu Dumnezeu. Intrai în poporul lui Dumnezeu. Dintr-o dată Sfântul Apostol Pavel, în lumina înțelegerii pe care a primit-o de la Duhul lui Dumnezeu, spunea că nu mai este nevoie, nu mai este obligatoriu acest semn al legământului. Și de aceea s-a scat în biserică această frământare, dacă este sau nu este. Și am văzut când ei au venit la Ierusalim și au prezentat modul în care Dumnezeu a lucrat între păgâni, aducându-i la Hristos. Frământarea a fost dezvăluită nu de biserică, și aici am văzut cât de atent este Sfântul Evanghelist Luca când subliniază aceste lucruri, ci ne spune textul că doar preoții și apostolii au discutat împreună, s-au rugat împreună și au ajuns la concluziile pe care noi le avem în finalul acestui capitol. După care au venit din nou în prezența bisericii. Și aici biserica, înțelege, toți credincioșii din Ierusalim și care au mers la Ierusalim în acel sinod apostolic. Și acele hotărâri s-au citit în cadrul acelui sinod, în auzul întregii biserici. De
De aceea noi vorbim despre o procedură sinodală care s-a început atunci la primul sinod și care până astăzi este împlinită de biserică, este dusă mai departe de către biserică. În același timp am văzut că se vorbește despre o ierarhie sacramentală, în sensul în care apostolii și preoții au discutat clar de determinată de restul credincioșilor. Deși Sfântul Apostol Petru îi numește pe toți, inclusiv credincioșii, ca fiind o preoție împărătească, adică fiecare avea un rol misional de a vesti pe Dumnezeu prin cuvintele și faptele noastre. Vă aduceți aminte de cuvântul Mântuitorului din contextul predicii de pe munte? Mântuitorul spune, văzând faptele voastre bune, îl vor slăbi pe Tatăl vostru care este în cer. Deci fiecare creștin este un mărturisitor al lui Dumnezeu. De aceea noi vorbim despre preoția împărătească, dar textul din capitolul 15 ne vorbește și despre o ierarhie sacramentală sau preoție sacramentală care a discutat problema legată de acest sinod. În al treilea rând, avem o formulă pe care, dincolo de formulă, bineînțeles, este o realitate, dar o formulă care se păstrează, care se repete, este parte din deciziile sinodale până astăzi. Fiecare decizie începe cu această afirmație, părutul Duhului Sfânt și nou. Cu alte cuvinte, gândirea, teologia pe care Dumnezeu a așezat-o în Biserica, a descoperit-o Bisericii și pe care Biserica a asumat-o, este de fapt o teologie revelată, este teologia Duhului lui Dumnezeu. De aceea, Biserica împreună cu Duhului Dumnezeu trebuie să fie de aceeași direcție, de aceeași înțelegere a adevărului. De aceea, în finalul acestui sinod apostolic, avem această formulă foarte frumoasă, părăduța Duhului Sfânt și nouă, cu alte cuvinte, nu sunt ideile noastre ale Bisericii, ci în primul rând este descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o Bisericii. Iar Biserica și-a deschis inima sa, și-a deschis gândirea, și-a deschis întreaga capacitate de a pricepe cuvintele pe care Duhul Dumnezeu le-a rostit. Haideți să mergem mai departe. Vorbim despre a doua călătorie misională. Suntem imediat după sinodul de la Ierusalim, undeva între anii 51-53 după Hristos. Acum, obiectivul major al călătoriei pe care Sfântul Apostol Pavel împreună cu Barnaba o fac imediat după acest sinod apostolic, este ca să meargă în bisericile pe care le-au înființat în prima călătorie misionară și să te aducă la cunoștință aceste hotărâri ale sinodului de la Ierusalim. De ce? De ce era nevoie? În primul rând, pentru că aceste biserici să se liniștească. Am văzut că pe urmele Sfântului Apostol Pavel și ale lui Barnaba au venit acei iudaizanți de la Ierusalim care au încercat să detrumeze Evanghelia propovăduită de Sfântul Apostol Pavel. Și acele biserici au rămas cu frământare după ce ei au plecat. De aceea era nevoie ca să vină cu această hotărâre sinodală și să-i liniștească. Iată ce a decis Biserica din Ierusalim, Biserica Mamă din Ierusalim, de unde au pornit toți apostolii, de unde a pornit Cuvântul lui Dumnezeu, de unde a început acea lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o în ziua cincizecimii. Și nu doar unii care propovăduiesc neadevărul. Iată care este decizia Bisericii din Ierusalim. De aceea, vedeți, în versetul 36, îi se spune, după 15, îi se spune așa, și după câteva zile, adică la scurt timp, Sfântul Apostol Pavel i-a zis lui Barnaba, hai să ne facem și să cercetăm cum se află frații noștri în toate cetățile în care noi am vestit Cuvântul Domnului. Deci, în primul rând, trebuie să observăm două verbe foarte importante pe care Sfântul Evanghelist Luca le relatează aici. Odată este ideea aceasta de
a ne întoarce în lucrarea pe care am început-o să ne spune la nostru Pahar. Deci niciodată o lucrare începută nu este terminată decât atunci când Duhul Dumnezeu continuă să lucreze. Omul niciodată nu poate spune, am terminat ceea ce am făcut de la Dumnezeu. Observați această lucrare de evangelizare, această misiune de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu trebuia obligatoriu continuată cu lucrarea de pastorație. Nu ajunge să spunem unui om, să spunem unui oameni Cuvântului lui Dumnezeu, să vorbim despre realitatea care este în biserică, ci biserica trebuie să stea aproape de viața acelui om permanent. Nu trebuie să-l lase frântă, nu trebuie să-l lase cu întrebări la care să nu dea răspuns. De aceea, vedem și aici un exemplu pe care Sfântul Apostol Pavel îl subliniază la Reunatura Tama, obligativitatea aceasta de a avea grijă. Și dacă ne uităm la al doilea vânt folosit de Sfântul Evanghelist Luca, să cercetăm, observați că am pus și vântul grecesc, el ne spune, sau el sună într-un mod foarte important pentru noi, pentru viața bisericii noastre. A cerceta, epischeptome, deci avem cuvântul episcop. Imediat revenim la acest lucru. Deci această idee de a cerceta, cum se află viața noastră în toate generațiile pe care ne-a desfăcut. Observați, aici începe de fapt a doua călătorie și întrebarea care se ridică plecând de la acest text. Oare este o călătorie misionară sau o călătorie pastorală? Inițial, Sfântul Apostol Pavel insistă pe ideea pastorală. El nu spune ceva despre o nouă călătorie misionară care să vestească Cuvântul lui Dumnezeu la alte biserici sau la alți oameni ca să înființeze alte biserici. Și scopul era strict pastoral. Și aici aș vrea ca să vedem modul în care se raportează Dumnezeu la deciziile pe care noi le luăm. Decizii foarte bune, decizii înțelepte, de necesitate. Haideți să vedem ce se întâmplă, de fapt, în continuare. Iată ce ne spune textul. Deci am văzut întrebări prin această decizie. Două aspecte, sau un prim aspect. Necesitatea întăririi legăturii dintre aceste biserici înființate și biserica din Ierusalim. Hotărârile bisericii din Ierusalim, ca biserică mare. Iar în al doilea rând, am văzut și am spus acest lucru, este vorba despre necesitatea îngrijirii pastorale. Acest verb, epischeptome, înseamnă de fapt a vizita cu scopul de a se îngriji. Aș duce în Vechiul Testament, doar la un singur text din Septuaginta, din versiunea greacă, unde se folosește acest verb. Este vorba de un psalm. Psalmul 26. Iată ce spune acest psalm, ca să înțelegem frumusețea și dimensiunea acestui verb folosit și de Sfântul Luca. Un lucru am cerut de la Domnul și pe acesta voi căuta. Să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Văzul să-l desfăt în frumusețea Domnului și să cercetez locașul Domnului. Vedeți aici, forma aceasta a verbului se răsfrânge asupra celui care face cercetarea. Este diateza reflexivă aici. Cu alte cuvinte, voi cerceta ca să văd cum îmi arată sufletul, ca să văd cum arată inima mea. Și eu să mă schimb. Dar sensul nu se rezumă doar la această diadeză reflexivă, ci este și una activă. Cu alte cuvinte, merg să-i cercetez pe frați. Văd ce fac, văd cum trăiesc, văd cum se frământă, văd ce întrebări au, ca să mă îngrijesc
plecând și de la acest text din Faptele Apostolilor, ajungem la un aspect foarte important pentru înțelegerea vieții bisericești. În primul rând, vedem că este subliniată motivația unei vizite pastorale. Dar am observat că de aici promine și cuvântul episcop. Da. Este cel care vechează, cel care cercetează cu atenție. De aceea și astăzi, funcția unui episcop, funcția unui mitropolit, funcția unui patriarh, da, indiferent despre cine vorbim, este una foarte clară. Vizitarea și cercetarea parohiei, cu scopul de a se îngriji de viața, de sufletul, de inima tuturor credincioșilor. Și subliniez acest lucru. Nici unul nu este lăsat deoparte. Și vom vedea prin exemplul care mi se dă în text în versetele următoare. Mai mult, această călătorie pastorală se va transforma, cum vedeam spre finalul acestei întâlniri, într-una misionară care atinge teritoriul european. Și avem două idei, două principii foarte importante până de la care vreau să vorbim în înțelegerea noastră. Observați, Sfântul Apostol Pavel își face un plan. Hai să mergem, îi spune lui Barnaba, să ne întoarcem la bisericile pe care le-am înființat și să le îngrijim, să le cercetăm, să vedem cum sunt ele. Dar acest proiect al omului, vom vedea că este atât de modest față de ceea ce are Dumnezeu de gând, plecând de la această decizie noastră. Sfântul Apostol Pavel n-a visat înainte ce avea Dumnezeu să lucreze în acea călătorie misionară, dar în schimb și-a propus un lucru măsurabil, cuantificabil, și el știa că este responsabilitatea lui, împreună cu Apostolul Barnaba, să facă acel lucru. Când ne facem lucrarea cu credincioșie, Dumnezeu va deschide orizontul mai mare de slujire. Când ești credincios în acea bogățică mică care ți-a fost încredințată de Dumnezeu ca să o faci, cu credincioșie, cu seriozitate, dacă o faci așa, Dumnezeu te va lua peste mai mult. Vă aduceți aminte de grădina Eden? Dumnezeu a făcut o grădină și l-a pus în ea de Adam. Și i-a dat porunca să o lucreze și să o păzească. De ce i-a dat Dumnezeu o grădină? Gândindu-ne că atunci când Dumnezeu îl creează pe om după chipul și asemănarea sa, zice Dumnezeu în dialogul cu sine, în Sfânta Treime, spune: îl voi pune, îi voi da stăpânire peste tot pământul. Era prea mult dintr-o dată să stăpânească tot pământul. De aceea Dumnezeu ce-a făcut, a luat un detaliu din acest pământ și l-a pus să lucreze grădină. Așa cum avea să lucreze de fapt prin chemarea sa între pământ. Dacă Adam ar fi lucrat grădina și ar fi păzit-o, ce ar fi făcut oare Dumnezeu? Ar fi extins granițele grădinii mai mult și mai mult, până ar fi cuprins între pământ. Dacă cel creat după chipul și asemănarea sa ar fi rămas credincios până la capăt. Vedeți câtă grijă are Dumnezeu de om, de fiecare dintre noi. Nu ne dă mai mult decât putem duce. Până și când e vorba de necaz, de necazurile prin care trebuie să trecem, Sfântul Apostol Pavel ne spune cu minte că niciodată Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Nici ca responsabilitate, nici ca suferință prin care să trecem.
Dumnezeu știe măsura. Totul este să fim credincioși. Ești student, ai de învățat, învață de nota 10. Îți faci o credincioșie lucrarea până la capăt. Lucrezi indiferent în ce lume. Dar de nota 10 îl faci nu pentru tine, ci pentru Dumnezeu. Este o formă de ascultare față de Dumnezeu. Și avem în finalul acestui capitol un leitmotiv care se repete de-a lungul cărții, și anume, care este foarte important, și anume că Evanghelia din ziua aceea, 50-i, a plecat din Ierusalim și a ajuns în Roma, ne spune capitolul ultim din Faptele Apostolilor. Cu alte cuvinte, a cucerit capitala imperială, nu prin puterea omului, nu prin înțelepciunea omului, ci prin lucrarea și puterea Harului Duhului Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a fost cel care a orchestrat întreaga această lucrare de ducere la pustie, la Evanghelie din Ierusalim până la Roma. Cine a împiedicat? Problemele din biserică? Anania și Safia? Am văzut că Duhul lui Dumnezeu a intervenit direct. Am văzut judecata pe care o face. Prigoana din afară? N-a împiedicat această lucrare. Pentru că în momentul în care avem primul martir, sunt cu Ștefan, sunt cu diaconul Ștefan, observăm că imediat după aceea biserica s-a răspândit toată Iudeea. Și odată cu răspândirea aceasta, Evanghelia este dusă mai departe de Ierusalim. Așa că cel care duce, cel care poartă responsabilitatea ca misiunea să se poată îndeplini, este Dumnezeu. De ce este important să vedem ce trebuie să facă? De fapt, ce trebuie să facă biserica atunci când Dumnezeu este cel care are această economie, acest plan dumnezeiesc pentru misiune. Uitați-vă care este primul moment. Aparent ne-am așteptat la prezența Harului Duhului Sfânt care să ducă această evanghelie fără probleme. Ne-am așteptat ca cei care au venit pe urmele Sfântului Apostol Pavel să facă continuare dezbinare a cei iudaizanți. Și cu toate acestea, textul ne prezintă o altă problemă surprinzătoare pentru noi. Între cei care au făcut împreună sub lucrarea și propunerea Duhului lui Dumnezeu această primă călătorie misională. Iată, Sfântul Apostol Pavel și se vor despărți în ceea ce privește lucrarea misională. Haideți să vedem care a fost cauza și ce implicații există la această separare. Să citim textul. Versetul 37 ne spune că mama voia să ia cu ei pe Ioan, cel numit Marcu. Ne-am întâlnit la uneva în Faptele Apostolilor cu Ioan, cel numit Marcu. Pe de-o parte, l-am văzut în prima călătorie misională, împreună cu Sfântul Apostol și cu Marcu. Și după ce ei au parcurs și prinsul în cincu și au misionat Ioan Marcu s-a întors acasă. I-a părăsit. De aceea ne și spune textul, dar Pavel cerea să nu ia cu ei, fiindcă acela, încă din Pamfilia, deci imediat după ce au plecat din insula Cipru și au ajuns în teritoriul Turciei, de astăzi, în zona Asiei Mici de atunci, se despărțiseră de dânsii și nu venise alături de ei, dar lucrurile ne spune textul din Faptele Apostolilor. Cine era Ioan Marcu? Mama lui avea o casă în Ierusalim. Acolo, în acea casă, ne spune tradiția, s-ar putea ca Mântuitorul
biserica din Ierusalim era legat prin familie, să spunem așa, de locul cel mai important de rugăciune al bisericii de atunci, de la început. Mai mult, capitolul 4 din Epistola către Colosei îl identifică pe Ioan Marcu ca fiind vărul lui Barnaba. Sfântul Ioan Hristosov, Ioan Grădeanu și Fericitul Teofilar, când se referă la acest eveniment, și anume când Ioan Marcu este dorit de Barnaba ca să fie și în altă călătorie misionară împreună cu ei, mi se spune că Sfântul Apostol Pavel a luat o decizie mai dură, pentru că el căuta dreptatea. Ce înseamnă mare dreptate în acest caz, în această situație? Iar, spune Sfinții Ioan Grădeanu și Fericitul Teofilar, Barnaba a căutat iubirea de oameni. Amândouă aceste atribute, dreptate și iubirea, trebuie să fie o realitate în viața noastră. Haideți să intrăm mai mult în text și să înțelegem despre ce este vorba și în ce a constat, de fapt, această despărțire. Uitați-vă la versetul următor. Nu doar că Barnaba a avut să ia de Ioan Marcu și Apostolul Pavel cum a vrut, ci acest lucru, persoana lui Ioan Marcu, a generat o neînțelegere, ne spune textul. O neînțelegere. Vedeți, cuvântul grecesc folosit aici de Sfântul Evanghelist Luca, este unul foarte toxismus, care înseamnă ceartă, înseamnă criză, înseamnă chiar și răbufnire de mânie. Deci acesta este sensul negativ al verbului. Dar vom vedea că același verb folosit în capitolul 10 din Evrei, versetul 24, are un alt sens, un pozitiv. Cu adevărat, să ne îndemnăm, chiar dacă sunt neînțelegeri între noi, cu adevărat, rostul acestor păreri diferite este spre, și spune Evrei 10:24, spre a ne îndemna spre dragoste și fapte bune. O altă traducere veche românească înlocuiește acest paroxismus cu frumosul cuvânt într-aripații locului pe alții, cu dragoste și fapte bune. Motivați-vă să faceți fapte bune. Și vreau să înțeleg care este sensul acestei despărțiri și acestei neînțelegeri pe care o punem în text dintre Sfântul Apostol Pavel și Barnaba în ceea ce privește tema. Observați, lucrurile nu sunt ușoare. Iată ce spune textul. Deci s-a instalat neînțelegere, paroxismus, între ei, așa încât s-au despărțit un tema. În ce sens s-au despărțit? Iată ce spune textul în continuare. Și Barnaba, luându-l pe Marcu, a plecat cu corabia la Cipru. Noi știm că Barnaba era din Cipru, dacă mergem înapoi în capitolul 4 din Faptele Apostolilor. Da. Iar Pavel și l-a ales pe Sila și a plecat, încredințat fiind de către frații, fiind între frații Harului Domnului. Și ce făcea Sfântul Apostol Pavel și Sila? Străbăteau Siria și Cilicia. Foarte interesant. Până acum, în Faptele Apostolilor, nu mi s-a relatat o evanghelizare făcută de biserică, o misiune făcută de biserică în aceste zone. Și cu toate acestea, textul ne spune că erau deja biserici. Și aici avem o idee foarte importantă, și anume, că aceasta ca Faptele Apostolilor nu relatează întreaga istorie, ci face anumite selecții din această istorie, începând să învețe biserica câteva lecții importante, câteva adevăruri importante. Haideți
Atât de important era pentru Barnaba ca Ioan Marcu să fie luat din nou într-o călătorie misională, încât merge până acolo cât să se despartă în lucrarea misională de Sfântul Apostol Pavel. S-a meditat. Dacă noi astăzi ar trebui să alegem între un tânăr care nu și-a făcut responsabilitatea așa cum a trebuit, care a falimentat, care a părăsit lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă mergem puțin înapoi la text, observați ce cuvânt greu folosește Sfântul Apostol Luca când descrie despărțirea. Apostanta. Cu alte cuvinte, el îl vede pe Ioan Marcu ca un apostat. E un cuvânt foarte greu. Și Barnaba alege între marele apostol Pavel și un tânăr apostat să meargă împreună cu tânărul acela. Oare de ce? Ca să ne înțelegem pe Barnaba, să ne aducem aminte de încă un episod din Faptele Apostolilor. Vă aduceți aminte de nou-convertitul Saul? Când el a plecat din Damasc, a avut o putere a Harului lui Dumnezeu peste el, încât propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, propovăduia ceea ce s-a întâmplat în viața lui din pricina celui pe care l-a primit și acum îl mărturisea că era vin. Până mai ieri era omul care primea biserica, era omul care pe foarte mulți dintre creștini i-a aruncat în închisoare. Dar au văzut schimbarea radicală în el. Și cu toate acestea, biserica a fost destul de rezervată față de el. Și ce a făcut tânărul său, tânărul în credință? A mers în pustia Arabiei. Și după cei 3 ani de pustie, tot entuziasmul lui era temperat. Și îl vedem că s-a dus acasă, în Tarsul 5. S-a dus acasă. De multe ori crede că merită mai mult. De multe ori se închid uși și considerăm că suntem nedreptățiți. Și ne supărăm. Și mergem acasă. Ne închidem acasă. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre ce s-a întâmplat în capitolul 11 din Antiohia. Apostolii nici măcar n-au mers până la Antiohia să vadă modul în care Harul lui Dumnezeu a început să lucreze și zice, l-au trimis pe Barnaba. Și Barnaba, când a văzut minunea care se întâmpla, viețile acelea convertite în din Antiohia, nu s-a întors la Ierusalim să le spună apostolilor. Ce-a făcut un lucru extraordinar, fiind luminat de Duhul Dumnezeu. A mers la Tars. Și-a bătut la ușa lui Isaac. Și l-a luat împreună cu el și ne spune textul că un an de zile au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu împreună
Și acesta a fost momentul transformării, luării, să spunem așa, a Sfântului Apostol Pavel, lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o în viața sau prin ea. Cine este Barnaba? Este omul care nu lasă pe cel supărat, care nu lasă pe cel care și-a epuizat toate eforturile și simte că nu mai are putere. Barnaba este omul care își deschide inima să înțeleagă până și pe cel care stă acolo colț, în ultimul rând, și cunoaște și cercetează să vadă care este starea sufletului său și îl cheamă înapoi în lucrare. Îi dă un moment, îl întrarimpează spre a lucra din nou împreună cu Dumnezeu. Cum credeți că s-a simțit Ioan Marcu? Când a luat acea decizie, textul nu ne spune în capitolul 13, de ce a luat? Poate a fost prea mult pentru el. Nu știu. Dar dacă ne uităm la istoria lui Ioan Marcu, pe paginile Noului Testament, ne dăm seama de extraordinara decizie pe care a luat-o Barnaba aici. Ioan Marcu era probabil în aceeași stare în care se găsea și mai mult Apostolul Pavel. Era la Tars. Și a zis, dacă ai falimentat o dată, Dumnezeu îți mai dă șansa de a reveni încă o dată. Poate că planul lui Dumnezeu a fost să nu te bați cu pumnul în piept, că tu ai mers până la capăt alături de Barnaba și de Sfântul Apostol Pavel. Că ai văzut cum au fost înviați oameni din morți, că ai văzut cum s-au vindecat în mod miraculos oameni și tu ai participat acolo cu rugăciunea ta. El nu avea nevoie să fie format. El avea nevoie încă de a parcurge câțiva pași în maturitate. Și poate că avem o vreme în care el să fie luat din nou de Barnaba. De aceea, Barnaba vede această nevoie și se luptă pentru ea. De ce? Vă aduceți aminte de cuvintele Mântuitorului, că sufletul unui om, viața lui este mai prețioasă decât întregul univers. Pentru Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem foarte importanți. Și nu contează prețul, pentru că Dumnezeu și-a dat viața pentru fiecare din noi. De aceea n-am uitat în nici prețul, ca cei din să vină împreună. De dragul sufletului care trebuia la urmă. Știți care e frumusețea care e din lume? Îl vedeam pe Ioan Marcu ca fiind lângă Sfântul Apostol Petru, la un moment dat. În 1 Petru, capitolul 5, Sfântul Petru îl numește Fiul meu. Fiul său duhovnicesc, pe Ioan Marcu, atât de mult a fost de ajutor Sfântului Petru. Și în epistola către Filimon, în versetul 24, aproape spre finele acelui mic, bineînțeles, scris de Sfântul Apostol Pavel de data aceasta, către Filimon, îi spune lui Filimon un lucru foarte important, și anume, că îi trimite salutări. Iată, aici, la final, din epistola către Filimon, spune, te îmbrățișează Marcu, Ioan Marcu, cel împreună cu mine în slujitor. Vedeți? El ajunge din nou în prezența Sfântului Apostol Pavel. La 10 ani, după acest incident, mai mult, în epistola către Coloseni, capitolul 4, la versetul 10, mi se spune
vă îmbrățișează Marco, văd lui Barnaba și spune să lui Apostol Pavel aici un detaliu foarte important și de întregi tablou referitor la viața lui Marco. Zice, în privința căruia este vorba de Marco, ați primit porunci dacă vine la voi. Primiți. De ce și-au închis mele biserici ușa? Ați vedea. Probabil au zis că Sfântul Apostol Pavel nu l-a mai luat cu el. Și asupra lui Marco a rămas cu un mare semn de întrebare. Dar în final Sfântul Apostol Pavel le spune, dacă vine între voi, primiți-mi, insistă asupra acestei întrebări. Vedeți, au trebuit să treacă 10 ani ca Apostolul Pavel să ia din nou împreună cu sine pe Ioan Marco și să spună despre el că este împreună cu mine Sfântul. Cât timp avem nevoie ca să devenim maturi și să fim folosiți de Dumnezeu? Uitați-vă aici, sunt 10 ani. 10 ani în care Ioan Marco s-a maturizat. Și cine a stat pe Ioan Marco ca să-l ajute în acest proces al maturizării? Barnaba. Sfântul Apostol Petru. Și Dumnezeu știe că ți-au fost pe el și s-au rugat. E un text încurajator. Să văd cum un om și Apostolul Pavel a știut acest lucru. Nu îl pot suma într-o lucrare atât de importantă, atât de mare, pe unul care încă nu a ajuns la un stadiu al maturității. El are nevoie să se maturizeze. De aceea Apostolul Pavel a fost dur aici. Apar. Dar dur, adică a fost ferm. De multe ori avem nevoie de cuvinte frumoase, de cuvinte care să ne încurajeze, de cuvinte care să ne întralimeze. Nu ne plac cuvintele ferme. Dar Dumnezeu știe când permite astfel de cuvinte peste viața noastră și parcă tot cerul se deschide, parcă vine o furtună peste noi. Dumnezeu știe că avem nevoie de astfel. Spre maturitate, spre faptele bune. Așa că și Sfântul Ioan Plătea și Fericitul Teofilac au aceeași concluzie. Și anume că în acest episod a fost economia lui Dumnezeu, a fost planul lui Dumnezeu pentru Ioan Marco. Și mai mult de acolo, observați la început câte echipe misionare a avut. O singură echipă. Era vorba de Sfântul Apostol Pavel și Barnaba, ai împreună să mergem să ne întoarcem la biserică. Și atunci am avut două echipe misionare care au făcut mai bine lucrarea lui Dumnezeu. Observați ce diferență între ceea ce ne propune și modul în care Dumnezeu orchestrează istoria noastră. Dumnezeu a gândit mai bine strategia misionară decât a gândit-o inițial Sfântul Apostol Pavel. Și acest lucru este subliniat în text. A doua echipă misionară, vedem, este formată din Sfântul Apostol Pavel și Sila. Și ei pleacă spre Siria și Cilicia. De ce Sila? Pentru că el aparținea bisericii din Ierusalim. Și prezența lui Sila alături de Sfântul Apostol Pavel în mijlocul acelor biserici formate în prima călătorie misionară, era o garanție a faptului că Sfântul Apostol Pavel și Evanghelia care o propovăduiește, da? Evanghelia sa, este identică cu a bisericii.
era o garanție pentru el. Uitați-vă la itinerariul celui de-a doua călătorie misionară. Nu se mai compara spre insula Cipru, ci din Antiochia. Vă dați seama, pe jos. Pe jos. Au străbătut, dacă ne uităm în geografia de astăzi, întreaga Turcia. Și au urcat la Listra, apoi la Iconium, la Antiochia, la Siriei, și au venit până la Troa, la Alexandria Troa. La Troa, nu este Troia, este undeva la 40 de kilometri de vechiul oraș Troia, din scrierele lui Homer. De aici, de la Troa, intră în spațiul Europei de astăzi, în zona, în zona de nord a Greciei, și anume a Macedoniei. Și vedem că a ajuns la Neapolis. De la Troa, Neapolis, erau încă 200 de kilometri. De aici, de la Neapolis, vine Cămica, Filip, Iran, Fibonis, la Polonia, Tesalonic, Berea. Pe urmă, coboară în teritoriul Greciei, ajung la Atena, vin la Corint, și de ce se întorc pe mare la Efes. Nu era mai la trei ușor. Dar Sfântul Apostol avea numai și-a propus această călătorie. El și-a propus doar să meargă în aceste teritorii pe care le-a avut aici, începând cu Siria și în Cilicia, să vadă bisericile pe care el ar temea. Și haideți să citim textul, câteva versete doar. Să vedem ce s-a întâmplat în această călătorie. În primul rând, se spune că a sosit la Derbe și la Listra. Au trecut prin un lanț putos. E vorba de Muzitavos. N-a fost drum ușor. Și ne spune textul că a ajuns la Listra, acolo era un ucenic numele Timotei, fiul unei femei de credincioase, dar parcă uitată era care avea bune mărturii de la frații din Listra și din Iconium. Pavel a voit ca să vină, ca acesta să vină cu el și Dumnezeu. Iată, iată, dragi. Doamne, dar nu tocmai asta s-a discutat la Sfântul de la Ierusalim, că nu e nevoie să fie viață întrejurul cei credincioși. Și de ce Sfântul Apostol Pavel nu a făcut acest lucru? Observați, Sfântul Evanghelist Luca ne pune în aceste situații extraordinare de a vedea și de a interpreta corect deciziile sinodale. Și vreau să înțelegem de ce a făcut Sfântul Apostol Pavel acest lucru. Cine era Timotei? Și ce s-a întâmplat în cazul lui? Timotei era probabil un ucenic botezat de Sfântul Apostol Pavel cu prima călătorie misională. Vine dintr-o familie mixtă și aici este cheia înțelepciunii în atitudinii Sfântului Apostol Pavel. Știți că evreilor era interzis să căsătoria. Cert este că mama lui se căsătorește cu un grec. Ce se întâmplă? Se pare că aici bibliștii nu s-au pus de acord. Deci totul este cu probabilitate. Și dăm o interpretare textului. Că fiind mamei evreice, erau considerați israeliți, deși nu aveau dată de acord. Și aceștia trebuiau obligatoriu de când erau mici, să fie circumciși, să fie tăiați între ei. Aspect ignorat de mama lui Timotei, în cazul fiului său. Textul ne spune că acest Timotei avea o reputație foarte bună între frații, între frații din Listra și Iconium. Și înțelege de ce Sfântul Apostol Pavel lucrul în lucrare împreună cu Sina, la fel în prejur. Cu alte cuvinte, el urma să fie împreună cu Apostolul Pavel, în primul rând, în acele comunități iudaice, și să investească pe Hristos. Când ajungea la comunitatea iudaică, siguranța ei știau că este fiul unei femei iudee și el n-a împlinit actul acela de a fi fost tăiat în preșură.
Și pentru ei a fost un lucru de scandal. A fost un lucru reprobabil. Nu l-a fi primit pentru că nu e niciunul. Și atunci, din rațiuni misionare, Sfântul Apostol Pavel face acest gest care aparent ar putea zice în hotărârea sinodului. Aparent. Dar iată care este logica. În cazul lui Timotei, se are în vedere nu aspectul soteriologic, adică de nu mântuirea lui Timotei, ci aspectul pragmatic al folosirii sale în lucrarea misionară. Și atunci, care este principiul Sfântului Apostol Pavel? Este cel pe care Sfântul Apostol îl amintește și în timpul Corinteni, capitolul 9. M-am făcut iudeu cu iudeii, de ce? Ca să-i câștig pentru Hristos. Unde este granița? Între aspectul pragmatic și aspectul soteriologic, adică cel de mântuire. De ce spun acest lucru? Uitați-vă câteva principii. Evanghelia era în fața unei noi culturi. Adevărul prostite, formulate într-o cultură iudaică, trebuiau adaptate cu formulare într-o cultură elină, într-o cultură care era complet diferită de cea iudaică. Și de aici discutăm despre un principiu valid până astăzi. E vorba de acel aspect al inculturării, te duci într-o cultură nouă. Și ce faci cu Evanghelia? Și aici există un pericol foarte mare și vom vedea că în această a doua călătorie misionare, accentul este pe un aspect foarte concret, și anume, nu te folosești de neadevărul, de a cincea roată la căruță, să spunem așa, atunci când propovăduiești adevărul prin Dumnezeu. Ne vom întâlni în Filipi, cu o minune pe care o face Sfântul Apostol Pavel, dar imediat vine o femeie, o tânără, care avea ucpitonicesc, un duc de ghicină, și începe să vină pe urmele Sfântului Apostol Pavel și a lui Sila, din ce ei mergeau la rugăciune, și le face reclamă. Iată, ei sunt oameni lui Dumnezeu, iată, ei sunt. Și Apostolul Pavel este foarte bun. Scoate Duhul acela care vorbeau, aparent vorbeau frumoasă despre ei, le făceau o reclamă bună, gratuită, în tot orașul. Dar Sfântul Apostol Pavel știa ghicinii. N-are de face cu Evanghelia lui Hristos. Și atunci se pare drastic. Dar când este vorba, observați, de tăierea împrejurilor care nu afectează mântuirea. Nu afectează mântuirea. În acest caz, când el o subordonează misiunii, este cu totul altceva. Și care sunt principiile? Vedeți, se clarifică ceea ce a fost decis și ceea ce nu a fost decis la sinodul de la Ierusalim. În primul rând, deschiderea către păgânii convertiți nu anulează tradiția iudaică. Nu văd că nu mai, pentru Sfântul Apostol Pavel, vocația aceasta de a propovădui Evanghelia păgânilor nu înseamnă niciodată renunțarea la datorie în fața de iudaism. Mai târziu, capitolul 20-21, chiar, îl vom întâlni pe Sfântul Apostol Pavel, că face o juruință de lui. Și din pricina acestei juruințe pe care o face la templu, în momentul în care merge la templu, este prins. Și este depățat în 2 ani de zi. Mai mult sens de participat acuzei, vedeți, din fapte 21, potrivit care acuza atunci era că el a fi cerut iudeilor abandonarea tradițiilor părinților. Prin gestul pe care face aceste lucruri sunt infirmate de către apostol.
Și când treceau ei prin cetăți, apropiat de încheiere, când treceau ei prin cetăți, le învățau să păzească, și aici este un text extraordinar, hotărâri, în limba greacă este dogmat, dogmele, hotărârile, rânduite de apostoli și de preoții din Ierusalim. Treceau prin cetăți și le învățau să păzească aceste hotărâri. Observați, decretul apostolic de la Ierusalim are valoare universală. El nu se rezumă doar la Ierusalim, ci el este valid pentru toate bisericile nou înființate, are valoare universală. Și textul continuă așa. Și așadar bisericile se întăreau în credință și sporeau cu numărul în fiecare zi. Sunt strâns legate cele două versete. Observați întâlnirea în credință și sporirea cu numărul în textul din Faptele Apostolilor înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Încă de la început, de multe ori se repetă aceste expresii. Dar uitați-vă principiul pe care l-am observat în text. Este foarte important. Cunoașterea hotărârilor a Domnului Bisericii a dus, deci așa da, a dus la întâlnirea și aprofundarea vieții de credință. Și a creșterii în urmă. A adus liniște, a adus pace, a adus posibilitatea aceea de a cunoaște tainele lui Dumnezeu și de a trăi în lumina lor, în liniște. Observați importanța hotărârilor bisericilor. Domnul a crezut în biserici. La întâmplare, biserica a dat importanță de-a lungul timpului credinței, formulării de credință, aspectului dogmatic. Nu la întâmplare de fiecare dată, în fiecare sfântă, nu doar că rostim crezul, liceul Constantin Puritan, ci întreaga liturghie este ancorată în doctrina, înțelegerii împărăției lui Dumnezeu, a Sfintei Trăiri, a modalității în care noi înțelegem biserica din această perspectivă esatologică. Cu fiecare binecuvântare de la Sfânta Liturghie, îmi aduce aminte de drumul, ținta Domnului spre care merge. Binecuvântată este împărăția a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Spre realitatea aceasta a inimii mergem ca biserica. Ne apropiem și ne fundăm în realitatea Dumnezeirii. Aceasta a fost faza pastorală a călătoriei misionare. Aceasta și-a putut să se întâmple peste. Dar, uitați-vă ce face Dumnezeu. Și de aici începe a doua etapă misionară. Cu acest text, te apropiem de final. Și-au străbătut Frigia și ținutul Galată. Fiind opriți de Duhul Sfânt să grăiască în Asia. Deci, merg să ne întoarcem cu mintea la hartă. Când însă au venit în misia, încercau să meargă în Bitinia. Deci, au fost să vină în vest, au văzut că Duhul lui Dumnezeu i-a oprit. Și atunci au încercat să meargă în vest. Și zice din nou textul, dar Duhul lui Iisus, uitați-vă așa, formularea unică, avem aici în textul din Faptele Apostolilor, nu i-a lăsat. Și trecând prin misia, n-a avut decât să coboare la portul din zona Mântuasă. Și aici, într-o oară, imaginați-vă, după ce au parcurs, era aici,
Dumnezeu nu i-a lăsat nici spre vest, nici spre est. Și a trebuit să meargă până în nord și pe linia marului mării trebuia să iau pe dator. Printre ele, parcă nu este o plină Duhului Dumnezeu, i-a prins de asta. Nu îți se spune cu ce de Dumnezeu. Planul călătorii este întrebătut sistematic de Duhului Dumnezeu, care lasă deschisă o singură cale de Duhului spre Toma, spre Macedonia de acolo, spre Europa. Foarte important acest vis. Uitați-vă că comparat cu istoriografia. Herodot vorbește despre visul lui Xerxe, prin care el este chemat să vorbească un război împotriva Greciei. Iosif Flaviu, istoricul evreu, vorbește despre visul lui Alexandru Macedon de a trece în Asia și de a merge până în Persia. Suetonius vorbește despre visul lui Cezar de a trece în Roma. Dar ce vrea să vorbim evanghelistul ca să ne spună cu această materie, comparând cu istoriografia vremii respective, este următorul lucru. Că visul Sfântului Apostol Pavel, în care este condemnat să plece spre Macedonia, este subordonat răspândirii în întreaga lume a Evangheliei. Dimensiunea lucrării în care era în acel moment Sfântul Apostol Pavel, împreună cu Sira, împreună cu Timotei și împreună cu evanghelistul Luca, avea o dimensiune pe care n-au mai întâlnit-o până atunci apostolii. Urma să schimbe întreaga lume. Uitați-vă la mesaj. Este ca strigătul din sală. Să ne aducem în întrebarea în sală. Ridicat-am în ochii mei la munți. De unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cer și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul. Nici nu va domina ceea ce te păzește. Iată, nu va domina. Nici nu va adormi ceea ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine. Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua, soarele te va barde. Nici nu va domina.
Domnul te va păzi pe tine de tot rău. Păzi-mă, Sufletul. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta. Doamne, aș vrea să fiu înțelept ca Ioan Marcu, chiar dacă am greșit, chiar dacă m-am lepădat, să iau din nou de la capăt. Doamne, aș vrea să am fermitatea Sfântului Apostol Pavel și să știu vorba mea trebuie să fie dulce, să îndrăgumeze și când trebuie să fie o vorbire fermă. Doamne, așa, mi-aș dori să las viața mea când am tot un să fac alt lucru, ca Duhul Dumnezeu să le schimbe pe viața mea. Rugăm, Tatăl, rugăm Maicilor Domnului și tuturor Sfinților să ne ajute la asta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, Tatăl nostru, Sfântul 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 Fiul Părăția Ta, a Sfântul 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 Sf